Bună seara, dragii mei, sunt tarotă la cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, venus, ascendent, inclusiv tranzit sau progresiv ascendent în zodia Taurului. Deci, toate aceste poziții pot să fie și în tranzit, și în progresie, numusai, pentru cei care știți, numusai natale. Au venit deja niște informații. Din această serie de cărți ați primit castorul, munca, muncă, muncă și iar muncă. La capătul setului de cărți, șacalul sau Anubis, cel care deține adevărul, delfinul, cel care aduce fericire și uliul peregrin, cel care vă îndeamnă la observație ca să vă găsiți ce libertatea și autenticitatea. Măi, dar ce cărți puternice! Aici sunt câteva încă nemanifestate, în curs de manifestare. Trebuie să vă găsiți o energie foarte puternică. 44 este număr maestru, dar 4 și cu 4 înseamnă 8 transformare. Perfect pentru Anubis, care este cel care guvernează pământul subteran, nu de deasupra, nu natura, ci partea ascunsă a pământului. Lucrurile ascunse, subconștientul, un soi de Pluto. Acolo trebuie să se întâmple ceva, să se transforme ceva în voi, ca să vă găsiți adevărata bucurie, adevărata fericire. Dar pentru asta trebuie să observați atent de la distanță, să vă detașați de niște lucruri. Și în momentul în care vă detașați, faceți trecerea dintr-o zonă în care probabil că ați muncit foarte mult, fără spor, într-o altă zonă în care veți munci, dar cu spor, liber, autentic. E o chestiune care probabil ține de muncă și de muncă interioară. 27 să însemne ceva pentru unii dintre voi, 2 și cu 7 înseamnă 9. 9 înseamnă călătorii, creștere spirituală, expansiune. Interesant că în timp ne-am amestecat celelalte de cărți pe care o să le mai amestec sau din care o să extrag la sfârșit un sfat, am vrut în mod special să iasă aceasta. Lună plină în fecioară. Cred că a fost luna plină în fecioară, da? A fost luna plină în fecioară. Da. Luna trecută. Posibil de atunci să simțiți o vibrație, să simțiți că specială, să simțiți că sunteți inspirați să acționați într-o nouă direcție, să munciți într-o nouă direcție. Și pentru asta trebuie să acordați atenție unor detalii. Am spus că este un mesaj în plus pentru unii dintre voi. La capătul setului de cărți, aici ce avem? A, nu, a vrut să se arate. 7 de bâte. Trebuie să învățați să puneți granițe personale, să protejați ce ați reușit să acumulați prin muncă proprie. Iar interesant, apare semnul scorpionului într-o formă sau alta. Pluto, nu neapărat semnul scorpionului, moartea, transformare, da? Renaștere. După o perioadă în care v-ați luptat eventual într-un contract, într-o căsătorie, poate a fost și un divorț cu lupte și cu final și cu un anumit final, da? E o nouă lume. Regele de spade poate să fie un personaj care, cu care posibil n-ați rezonat voi. N-ați rezonat. Interesant este că în această nouă lume se va manifesta justiția. Veți manifesta o transformare, iar aveți transformare radicală. Dar până vă veți observa sau vă veți observa, da? Observație, da? Și vă veți bucura de transformarea prin care treceți, că treceți, acum munciți, sunteți în plin proces, trebuie să știți să puneți niște granițe personale în jurul vostru și față de cineva. Apare 7 de monede, iar posibil că munci. Trebuie să fiți atenți în ce investiți, nu munciți așa oricum. Ce vă spuse mai devreme? Poate pentru unii justiția aceea și cu puterea să fie încheierea unui contract la locul de muncă pentru unii dintre voi. Pentru unii, nu pentru toată lumea. Hai să vedem. Taur, soare, lună, venus, ascendent, nodul nord în taur.
aproximativ aprilie 2022. Ia uite, moarte, judecată și regina de spade. Niște discuții. Niște discuții și iar apare puterea și justiția, iar și lumea. Niște discuții probabil în tribunal, în legătură cu un contract. Asta simt. Dacă o fi și un personaj cu marcaj puternic în semn de aer, marcaj, nu neapărat semn de aer, marcaj. Voi știți. Hai să vedem. 9 de băte, 3 de cupe, 10 de monede. Undeva într-un anumit trecut. Anumit trecut, așa a simțit. Blocaje. Un spor financiar. Ați avut parte de un spor financiar. Sau ați început să aveți? Mai vedem, o să clarificăm. În prezent aveți 7 de monede, cavalerul de monede, 7 și cu un 8 e 8 și regele de spade. Posibil acest rege de spade să dorească să muncească cu voi. Deși pentru unii, pentru că îți reprezentați semn de pământ, semnul pământului, deși, repet, nu mă fixez musai pe semne. Puteți să fiți orice semn. Dar, din perspectiva asta, dacă ar fi să analizez, 7 și 1 înseamnă 8. Vă doriți în prezent sau sunteți într-o situație în care ați vrea să investiți în acest rege de spade, într-un personaj rațional, să acordați timp, să munciți în relație cu acest personaj care are o... E inteligent, nu zice nimeni că nu e inteligent. Dar rămâne de văzut dacă puteți să și creați ceva. O să și clarific. Ups! 7 de spade, regele de bâte și regina de cupe. Complicată situația. Foarte complicată situația. În viitor apar niște strategii. Ale cui o să clarific. Ia să vedem la capătul setului de cărți. Pentru că aveți multă muncă, da? Îndrăgostiți, interesant. 9 de spade, 5 de spade, stres, discuții, argumente și trezirea cuiva la o realitate, că a pierdut o ocazie în dragoste. Din cauza unor discuții, din cauza stresului, din cauza incapacității de a alege corect. Aș vrea să clarific, pentru că mi se pare o situație încărcată aici. De ce e acest 9 de băte în trecut? 9 de băte, clarificăm 9 de băte în trecut. Lumea. Blocaje la distanță, probabil că restricțiile care au fost în lume... Pe de o parte, da, v-au blocat victoria într-un anume fel. Ați pierdut ocazia. A trebuit să... Da, ați pierdut ocazia.
Sau cineva a pierdut ocazia cu voi? Trei de cupere, te rog frumos. Șase de monede. Măi, eu văd în trecut 10 de monede, pentru mine este familie. Apare și un soi de triunghi. Triunghi, 3 de cupe, 6 de monede. Cu alte cuvinte, o situație ar putea să fie extrafamiliară, nu musai extraconjugală, dar extrafamiliară, da? Niște chestiuni. Vedeți și voi cum potriviți această informație în viața voastră. Și undeva în trecut v-ați hotărât să puneți capăt acestei situații. Să puneți capăt acestei situații. Ia uite, diavolul. Foarte toxică. Foarte toxică. Probabil că ați avut de-a face cu un personaj sau voi a trebuit să jonglați între două situații sau personajul cu care ați avut de-a face a trebuit să jongleze între două situații. Până la urmă s-a hotărât. Finalul. 9 de bâte, lumea, moartea, da? Un final în această situație. Pentru că un anume personaj, voi știți cine acest personaj, voi sau altă persoană, și-a dorit cu orice chip, ori o relație, ori o victorie. Cu alte cuvinte, văd un tip de narcisist acolo, în trecut. Hai să vedem în prezent. 7 de monede. Valetul de bâte. Iar apare moartea și puterea, aceste lupte pentru putere, lupte pentru putere, separare, turnul, 7 de cupe, 6 de bâte și diavolul. Probabil că simțiți, resimțiți efectele acestui final. Resimțiți separarea dintre voi și cineva. E un personaj care a creat confuzii dintr-un anume tip de, da, 7 de cupe, 6 de bâte și diavolul. A creat confuzii din cauza egoismului său sau a adicțiilor. Posibil că unii dintre voi încă lucrați, încă încercați să colaborați în această relație, chiar dacă v-ați separat, pentru un copil. Posibil. Dar lucrurile merg greu. Mai văd acum un nou proiect. Trecând peste mesajele peste care, da? Din punct de vedere al jobului, e un nou proiect, o nouă idee. Valetul de bâte, e o idee cum să faceți bani, în ce să investiți ca să faceți bani. Clarificăm cavalerul de monede. Spre munte. Cavalerul de monede, te rog frumos. Revine. Deci la cavalerul de cupe, de monede, revine cavalerul de cupe. Ați putea colabora cu un personaj care vă completează. Apare semn de pământ, semn de apă, ca și simbol, nu musai ca zodie. Dacă voi vreți să recunoașteți aceste zodii în viața voastră, bine. Dar ca să aveți, să zic, mai mult spor, aceste forțe trebuie să se unească, apa cu pământul, să fiți un pic flexibil. Și cine vine cu energia aceasta cursivă, coerentă, alături de voi își găsește, să zic, direcția. E un râu care are o formă.
Cu alte cuvinte, par două forțe care se combină bine. În muncă. Interesant, vorbeam de două forțe și apar două suflete. Regele de cupe, iar, și asul de monede. Posibil, iar, apă și pământ, apă și pământ. Puteți să colaborați, să munciți alături de un suflet pereche care vă și iubește, da? Puteți să creați ceva, dar e în curs, e încă se manifestă această lucrare relațională, aș spune. Regele de spade, în prezent, cine este? Asul de spade, totuși. Regele de spade. Clarificăm regele de spade. Vă vindecați eventual în paralel de niște secrete, de imaturitatea cuiva. Cavalerul de bâte, valetul de cupe. Colaborând la acest nou proiect, repet, cu cineva care vă completează foarte bine, vine cu idei potrivite. Chiar și resurse. Vă vindecați eventual de posibil un aventurier din trecut. Am văzut că ceva s-a întâmplat în trecut, da? Și apare aventurierul iar în prezent, cavalerul de bâte. Înțelegeți lucrurile altfel. În acest context ar putea să fie, cum văd cărțile, regele de spade ar putea să reprezinte și, eu știu, un avocat. Un notar. Da? Pentru că înțelegeți ce aveți de făcut. Acum ce mai văd? Regele de spade în sine este o energie foarte faină, foarte înțeleaptă, strateg, bun strateg. În această colaborare și în acest proiect inovativ, da, e o idee nouă, pe care dacă aveți răbdare și dacă o analizați din mai multe perspective și aveți colaboratorii potriviți și se pare că îi aveți, că au apărut, da? Ați putea să manifestați o victorie. Clarificăm totuși cavalerul de bâte. Asta dacă ar fi la locul de muncă, dacă ar fi din altă perspectivă. Să vedem cavalerul de bâte ce ar putea să spună. Ia, da. E, vindecarea e liberarea, cum am zis la început, de un aventurier. Zodia nu mă interesează, voi o știți. Este un adevăr. Este separarea, eliberarea. Repet, vindecarea, 10 de bâte. De bâte, de spade. Vedeți cărțile tale, vedeți. Principii. Poate cineva pleacă. Poate cineva se simte trădat lângă voi. Variază, de la om la om. Eu acum citesc din perspectiva taurilor. Nu mă interesează alte perspective. Când citesc la o zodie, țin cu zodia respectivă. Din perspectiva taului, a existat un aventurier, a existat o trădare, da? Au fost niște chestiuni, da? Extrafamiliale sau extraconjugale. Și ce înseamnă extrafamiliare? Poate cineva a dat bani la prieteni. Nu neapărat că s-a culcat cu altcineva. Nu, aventurierul ăsta nu înseamnă musai că se duce cu femei, da? Poate stă, da? Consumă bani în loc să-i dea în casă, să dă mai puțin în casă ca să se întâlnească cu prietenii, da? Sunt și situații de-astea. Asta e. Și apare iar, nu știu de ce s-a deschis la 7 de bâte și moartea. Deci trebuie transformată pe această situație. În viitor, 7 de spade. Clarificăm 7 de spade. Da. Unora dintre voi
Cred că v-a ajuns căsnicia. Nu mai vreți căsnicie. Da? 10 de monede, împăratul și marele preot. Deci vreți să mergeți mai departe, înspre destinul vostru, înspre stea, înspre vindecare, într-o nouă direcție care va aduce colaborări frumoase, un suflet pereche la un moment dat, proiecte interesante, independență financiară, 7 și cu 1, muncește pentru, da? Independență. Nu? Că am văzut parcă asul de monede, nu? Dar, da, l-am văzut dat în urmă. Cred că unii dintre voi încerc să traduc într-o anumită imagine. V-ați luat mașina și ați plecat departe de soț sau șef. Sau poate chiar pentru unii dintre voi, nu știu dacă e tată, dar e o figură masculină. E o figură autoritară într-o formă sau alta, tradițională într-o formă sau alta, puternică, dar care simțiți că orică v-a păcălit, orică v-ați păcălit voi crezând în ei. Înțelegeți? Și acest faeton e dorința voastră de a merge departe, de a-i lăsa în urmă. De a lăsa în urmă minciunile, să zic, legate de tradiții, o religie aici, educație, cultură, acasă, da? Acasă. Ați fost crescuți într-un anumit fel și vă dați seama că nu ați fost. Deci, educația pe... Nu, nimeni de vină, fiecare... Nu s-a născut nimeni părinte, da? Oamenii experimentează. Și poziția de copii și de părinte și de iubit și de soț și de soție și de amantă sau amant sau ce mai fi, da? Cine trece prin așa ceva? Experimentează. Educație. E o chestiune aici. Și în primul rând, ce înseamnă marele preot? Unii dintre voi ați ținut prea mult la căsnicie, că așa ați fost învățat. Dom'le, că e păcat să te desparți. Nu, dom'le, acum vă dați seama că e mai bine că v-ați despărțit. Că să ții de această căsnicie sau de această familie sau de educație sau de arborele genealogic e o mare păcăleală. Trebuie să fie autentic. Da? Steaua e autentic. Și vreți să mergeți într-o nouă direcție. Apare un rege de bâte. Ar putea să fie o persoană... Da, am văzut autenticitate, dar apare undeva într-un târziu. Eliberarea. Undeva în viitor. Ia uite la aici. Teoretic ar trebui să aibă cai. Aici are... niște sfinx. Știu ce înseamnă, dar nu zic. Ideea e că trebuie să mergeți înspre a vă găsi pe voi înșivă. 17, interesant, steaua. Asta înseamnă autenticitate. Da? Dar pentru asta trebuie să observați, să înțelegeți, observați regele de spade, să înțelegeți în ce direcție să mergeți ca să nu vă păcăliți, să nu vă trădați iar. Că, repet, oamenii ne pot trăda, dar cel mai des ne trădăm noi. Și asta pentru că nu investigăm educația pe care o primim. Acolo, ai, trebuie să fii în control. Clarificăm. Da, regele, regina de monede. A fost o căsătorie. Probabil. A fost o căsătorie. Clarificăm regele de bâte în viitor. Regele de bâte. Regele de bâte. 4 de bâte. Da, mergeți înspre oameni care au pasiune și cu care vă simțiți bine. Nu trebuie să faceți această casă sau, eu știu, contract sau ce mai fi, familie, să le suportați, eu știu ce. Aici e păcăleală, e o autopăcăleală, sabotaj personal. Vreți să mergeți înspre. Sufletul pereche pe care l-am văzut, flacăra geamănă mai rar. Dar prietenie,
Bucuria vieții. Van Gogh. Regele de putere. Încredere. Vreți să aveți încredere în voi. Vreți să aveți oameni pasionali, dar stabili. Nu doar pasionali, ci și stabili. Și veți merge încet, încet. Că asta e destinul, asta e direcția. Ia uite, asul de cupe, ce frumos! Va fi și dragoste. Posibil la un moment dat, într-un mod neașteptat, la un moment dat, nu știu când, e într-un viitor, la un moment dat, într-un mod neașteptat, cineva va mărturisi, probabil, că v-ați întâlnit într-un context legat de muncă, o poate a fost o colaborare veche, ați colaborat cândva cu acest personaj, ați rămas în gândul lor și la un moment dat veți primi o mărturisire despre ceea ce simte despre voi, cineva. Interesant că apare acum, îmi dau seama că apare totuși, după regele de bâtă, apare o regină de cupe. Ia. Clarificăm regina de cupe. Care regina de cupe ar putea să reprezinte și un personaj în semn de, în semnul taurului, pentru că dacă aveți lună în semnul taurului, este în exaltare, deveniți foarte mămoși, foarte iaute. Marea preoteasă, interesant. Stea judecată. Da, în primul și în primul rând. Cine o fi suferit aici? Voi sau altă persoană? Suferința asta este lăsată în urmă, da? Pentru a renaște, pentru a... Cine se hotărăște să lase în urmă suferința? Merge spre renaștere, spre vindecare, spre creștere spirituală. Marea preoteasă asta susține și regina de cupe. Da? Cele două. Renaștere și vindecare. Mare, mai totuși, mai dăm o carte pe Marea preoteasă. Da, posibil, interesant, 9 de monede. Bărbat, femeie, nu contează. Puteți să fiți voi independenți, independente. Apare și interesant, părăteasa și preîmpărăteasa. Pentru unele dintre voi, există un personaj care ține la voi, dar nu arată. Ia uite, ascunde această dragoste. Ați văzut mai devreme la capătul setului de cărți. Acum apare lângă Marea preoteasă. Apare semn de apă, marcaj în pești, drag, scorpion. Dar mă cam îndoiesc că este scorpionul, că am văzut totuși scorpionul și transformările în trecut, în prezent. Dacă ar fi ceva cu un alt semn de apă, dar nu cred că va fi totuși scorpion. Da. Regina de cupe simte foarte multe pentru voi. Cu alte cuvinte. Cineva din preajma voastră, că văd cavalerul de cupe în prezent, văd faetonul în viitor și celelalte două cupe. După ce vă eliberați de personajul din trecut, imatur, aventurier, petrecăreț poate, da? Și mai puțin implicat emoțional, regele de spade nu prea se implică emoțional, vă regăsiți pasiunea, prietenia și dragostea alături de altcineva. Asta e clar. Poate că unii deja trăiți această poveste. Poate. Interesant că în continuare apare 6 de cupe. Și aici deja aveți 2 cupe. Da? Adică, deja sunt 2 suflete care probabil simt foarte profund unul pentru celălalt, dar nu arată atât de mult. Tocmai pentru că au trecut prin niște situații și unul și celălalt. Poate și faetonul, oracul a trecut prin niște situații, poate și voi, da? Și mergeți mână în mână, vă susțineți și vă vindecați unul pe celălalt, așa văd. Și această prietenie
vă face parte din schimbarea destinului vostru. Vă ajută să vă reconstruiți cu 3 de monede. Vă ajută să vă reconstruiți. Eu asta simt. Și repede, n-aș vrea să mă fixez totuși pe zodii, dar există marcaj la nivel emoțional. Luna voastră este. Se cuplează într-un mod frumos, armonios, cu luna celuilalt sau cu Venusul celuilalt. Clarificăm 4 de bâte în viitor. E o victorie. E o victorie. Și dacă ar fi să fie proiectul la care lucrați din punct de vedere al jobului, da? Lăsați în urmă un contract și o figură autoritară care v-a păcălit foarte mult. Și eventual începe să fiți independenți, să aveți afacerea voastră creativă, da? Și care să vă aducă succes. Dar la această afacere a voastră creativă participă niște persoane care vă inspiră și vă susțin pe calea aceasta. Eu zic o susținere, așa zic, o susținere. Așa văd cărțile. Ia uite, 2 de cupe, da? 2 de cupe și regele de cupe, iar. Da, a fost greu, a fost o, ia uite, contract. Contract. Că e căsătorie, că este la job, da? Care ați muncit, care v-a stresat, dar începe să vă vindecați, apare un suflet care vă ia alături. În primul rând e importantă prietenia și apoi pasiunea. Da, toți ne dorim pasiune, dar când trecem prin multe trădări și pierderi și neînțelegeri și... Da, asta e. Că de fapt, steaua, am zis, faetonul merge către stea. Steaua ce înseamnă? Înseamnă vindecare. Și cine te poate vindeca dacă nu prietenul? Și ce frumos este că prietenul se devine și iubit, și soț, și soție, și eu știu ce mai fi. Dar în primul rând, da? Că aici este, când se bazează... Când prietenile de... Nu. Când relațiile de durată se construiesc pe prietenie, nimic nu le poate distruge. Când se construiesc pe preconcepții, pe chestiuni care țin de finanțe, de educație, de cultură, de eu știu ce, de dorință de control, de eu știu, că așa zice lumea, că așa e momentul, că la la la, nu este. Sau pe pasiuni, pe impulsivități sexuale, nu merge. Înțelegeți? Oricum, se pare că mergeți înspre bine. Interesant. Păstrați-vă inima deschisă. Da? Keep your heart open. Păstrați, nu vă închideți sufletul doar pentru că ați a avut acest sentiment de trădare. Și gândiți, interesant, regele de spade, gândiți. Aveți încredere în norocul vostru și vorbiți lumii în așa fel încât sunteți conștienți că ceea ce spuneți se va manifesta. Asta înseamnă să aveți mare grijă ce spuneți. Dacă vă folosiți cuvinte negative, fiți conștienți că veți manifesta negativitate. Da, aia s-a întâmplat ce s-a întâmplat la un moment dat, da? În trecut și în prezent, încă resimțiți. Sau poate ei resimt, dacă nu voi, poate că ei resimt. Este momentul să se simtă ei vinovați și să sufere după această pierdere. Dar voi veți avea parte de colaborări fructuoase, de victorii, de dragoste, de vindecare, de reconstruire financiară. Încet și sigur. Cam atât. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup. Numai bine. Ciao, ciao!